Acest portret este semnat de George Tomaziu, prietenul său din anii războiului, colegul său de celulă de spionaj american. Salvați amândoi de 23 august, pentru că obsesele pe doamna asta mare. Iar acesta este un autoportret care a apărut pe coperta a patra a unui de poeme Orașul Cenușie. Alexa Risaeu își cere scuze, nu poate fi aici pentru omagierea unui oltean, pentru că a trebuit să plece în Oltenia, în Valea Jiului, la Târgu Jiu, face parte de jurul unui festival mondial de teatru. Dar ne-a lăsat această evocare, intitulată O cale spre Shakespeare. Elev fiind la Botoșani, la liceul Mihai Eminescu, am deschis fereastra spre universul teatral al Renașterii, citind într-o structurare volumul Scene din viața lui Shakespeare. Cu mintea înfermentată de emoțiile mărturisite acolo, în densitatea gândurilor am văzut că ceea ce însemna pentru mine atunci bucuria cea mare a întâlnirilor era studiul scris cu har de Mihnea Gărghiu. Cartea povestea o viață necunoscută prin detaliile unei opere desăvârșite. Mi-a rămas în minte numele autorului și apoi am văzut filmul Tudor. Începusem să cred că Mihnea Gărghiu e călăuza mea, atât în taina artei scenice, cât și în explorările sentimentelor atunci legate de țară, de credință, de ideal. Au trecut ani și am aflat că profesorul Mihnea Gărghiu a contribuit esențial la renașterea structurii Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică, a secțiilor de regie de teatru și film, și lui s-a datorat întemeierea secției de teatrologie, filmologie. L-am cunoscut apoi pe profesorul universitar, pe scriitorul și scenaristul, pe coordonatorul unor proiecte culturale de anvergură și, în același timp, am pătruns personalitatea omului Mihnea Gărghiu. Am vorbit de nenumărate ori despre cultura anglosaxonă, despre rolul pe care domnia sa a avut ca intelectual de prim rang în timpul celui de-al doilea război mondial, susținerea necondiționată a puterilor aliate împotriva Germaniei naziste, atât de puternică și influentă în țară în acea perioadă. Avea recunoștința Marii Britanii pentru tot ce a făcut-o atunci, riscându-și viața și libertatea. De multe ori, discuțiile noastre aveau loc cu ocazia recepțiilor date de ambasadele Marii Britanii și ale Statelor Unite. Mi-a bucurat sufletul și prin traducerea atât de inspirat numită de domnia sa, un verb de singurătate a romanului Gabriel Garcia Marquez. I-am văzut filmele, i-am citit piesele scrise, unele și jucate. Am vorbit despre Edgar Allan Poe și despre valoarea misterioasă a poeziei acestuia. Preferam corul. Odată, cu privirea sântă, cu nuanță ironică, cu o tristețe plină de melancolie, mi-a spus că ne leagă ceva pentru totdeauna. Ce anume? Am întrebat eu. Ascultă. Suntem aruncați în această lume ca într-un mare teatru, unde sursele și cauzele fiecărei întâmplări le sunt în întregime ascunse. Nici nu avem suficientă înțelepciune să prevedem, ori putere să prevenim unele nenorociri cu care suntem continuu amenințați. Atrăgăm perpetu între viață și moarte, sănătate și boală, bunăstare și nevoi, care sunt distribuite în specie umană prin cauze secrete și necunoscute. Acest citat din David Hume l-am găsit într-un studiu anumitare despre Cehov, l-a spus, din Cortina de Cuvinte. Este tocmai citatul care mi-a marcat și mie viața. Am zâmbit amândoi, solidar, apărând astfel noblețea solitudinii. Două evenimente teatrale semnate de marele regizor Lavo Beciulescu, Richard al II-lea la Teatrul Mic și Regele Lir pe scena Naționalului, și-au susținut amergura și prin valoarea remarcabilă a traducerilor în versuri semnate de Mihnea Gărghiu. Odată, în
nume de la urmă ce neașterilor mi-a mărturisit. Când am condus regele Ir, am simțit ceea ce doar la teie pială mi-a patruns în mine, privind fascinat ultimele lucrări ale lui Dragnor. Și după lucră în tăcere, mi-a șoptit. Eu cred că nimeni, nu-i nimeni vinovat cu adevărat. Vă grațiez pe toți. Vezi? Măreție și durere în genunat. Am întins mână ușor pentru a lua ceva de pe birou. Nu era nimic acolo. Maestrul vedea din ce în ce mai clar această lume. Pentru mine, academicianul Mihai Gheorghiu a fost ceva de bune, o cale spre Shakespeare.